Pe 12 mai 1995, la Câmpul Lung, în 8 pagini, vedea lumina tiparului numărul 1 al ziarului independent de opinie și formare, Evenimentul Mușcelean. La acea vreme, în peisajul publicistic mușcelean, mai exista un singur ziar, Gazeta de Mușcel, care și-a încetat apariția. După 20 de ani de apariție neîntreruptă, Evenimentul Mușcelean este cea mai longevivă publicație care a apărut până astăzi fără întrerupere și care a reușit să publice 1983 de numere. Încă de la primele numere, ziarul și-a dorit să fie o platformă de opinie pentru mușceleni. În redacția Evenimentului Mușcelean s-au format de-a lungul timpului ziariști de calitate. Unii dintre ei lucrează și astăzi în presă, iar alții au trecut la cele veșnice. În timpul care a trecut, ziarul a scris despre tot ce mișcă în Câmpul Lung și în Mușcel, redând cu obiectivitate mari evenimente petrecute în urbea noastră. Acest eveniment va fi marcat printr-un spectacol inedit ce se va desfășura chiar în piața primăriei municipiului Câmpul Lung. Aici sunt așteptați mușcelenii în număr cât mai mare, deoarece li s-au pregătit o mulțime de surprize. Pe 12 mai, Evenimentul Mușcelean a împlinit 20 de ani de apariție neîntreruptă în presa argeșană, performanță pe care redacția noastră o datorează exclusiv cititorilor săi, care au acceptat ca Mușceleanul să facă parte din viețile lor de-a lungul celor două decenii. În semn de mulțumire pentru cei care au făcut posibil această frumoasă vârstă, redacția noastră organizează joi, 21 mai, de la ora 19, spectacolul aniversar 20 de ani cu Evenimentul Mușcelean. Este o zi potrivită, spunem noi, pentru a marca acest moment special, dat fiind faptul că este și dublă sărbătoare religioasă, Înălțarea Domnului și Sfinții Constantin și Elena. De aceea, petrecerile pe care le aveți programate în cinstea sărbătoriților zilei pot începe foarte bine în piața primăriei, la concertul susținut de Dan și Poteanu și colegii săi din trupa de la FAN. Am ales pentru sărbătoarea mușcelenilor această formație al cărei nume este sinonim cu distracția, datorită reputației câștigate de a transforma orice eveniment într-un spectacol adevărat, într-o petrecere completă, dar și pentru faptul că tocmai mușcelenii au fost privați de prezența pe scena de la Câmpul Lung a acestor artiști atât de solicitați să concerteze în țară și în străinătate. Sperăm și ne dorim ca spectacolul de joi seara, care va însemna, pe lângă concertul oferit de trupa de la FAN, surprize, diplome de excelență pentru copii talentați, bună dispoziție la terasele din piața primăriei, ca mușcelenii și câmpulungenii să se alăture într-un număr cât mai consistent sărbătorii ziarului lor. Profit de prilejul oferit de postul dumneavoastră de televiziune pentru a-mi exprima încă o dată gratitudinea pentru fidelitatea și suportul acordat de mușceleni de-a lungul celor 20 de ani. Evident că ne dorim ca Evenimentul Mușcelean să-și dubleze vârsta și transmitem aceleași urări de longevitate tuturor colegilor noștri din presa argeșană. Postul de televiziune Clar TV Mușcel urează redacției Evenimentul Mușcelean la cât mai multe apariții și la mulți ani.